Se alt Arthur și Ionel Sid la un nou video din seria voastră preferată de Free Fire pe altă regiune. Astăzi suntem aici pe regiunea Indonezia și vedem care-i treaba cu toate evenimentele astea. Deci înainte să înceapă videoclipul, mare, mare like acolo, follow pe Instagram la Alex.15 dacă vreți să vă bag diamante cu PaySafe card în joc. Aveți prețurile pe ecran, diamantele vă intră instant și mă găsiți pe Instagram, aveți link în descriere, iar eventual puteți să vă rotărați membrilor canalului pentru a mă avea prieteni pe Free Fire. Deci hai să trecem aici frumos la videoclip. Încă o dată suntem pe Indonezia, deci chestiile astea nu le puteți lua și pe Europa și nu știu dacă se bagă și pe Europa. Aici dăm aici un frumos claim la toate. Hai că a fost mail-ul dacă e. Și să dăm aici frumos la Free Fire World Series și să vedem care treaba cu evenimentele. Deci avem aici calendarul, avem Free Fire World Series costum. Hai să vedem dacă... ok, e pe YouTube. Master Showcase, go to. Hai să dăm aici care-i treaba. Probabil ăla trebuia să fie claim-ul. Nu am destule puncte de astea, nu mă interesează. Character, putem să dăm claim. Bă, hai să dăm și noi claim aici la... Uite, era caracterul ăsta, da? Dăm aici frumos, nu mai știu cum se numește. Shani, bun. Dăm aici claim. Ne dă și 5 schete la Diamond Royale. Avem aici item rewards Free Fire World Series. Aici s-au strâns 400.000 de vizionări. Ok, și la noi pe ora par nu s-au îndeplinit cerințele, așa că nu am primit nimic. Bine, am primit 5 tichete la Diamond Royale. Bă, ce tare, hai să alegem aici Kung Fu. Bun, emote-ul ăsta, let's go. Care, dacă nu mă știu, se da gratis pe Europa. Avem lansatorul, 2 range și 1 magazine. Avem aici 1 damage și 2 accuracy. Glue-ul ăsta roșu, care e blana o tare. Glue-ul ăsta și glue-ul ăsta albastru, da, Dragon Scale sau Seal. Da, mă, băieții, aștept vreau să mă întreb ce ați fi ales voi dacă ar fi fost chestiile astea pe Europa. Bă, hai să alegem și noi glue-ul. Chit că nu-i contul meu, da, vă alegem aici să nu fie, da? Hai că am ales glue-ul dacă e. Am făcut o greșeală. Bun, aici am așa, Daily Mission, Andrew Challenge, putem să luăm pe Andrew și putem să luăm cutii din astea și 10 meciuri dacă nu jucăm cu Andrew, putem să luăm pe skin-ul ăsta care e blanao. Free Fire Series Adventure, Free Fire Series Survive, putem să luăm și ghiozdanul ăsta gratis. Events, avem aici Carnival Paradise, bă, hai să dăm click, văd că sunt în joc costumele de fotbal, mă, cât de șmecherii cu baloane, putem să luăm și bandul lui Ronaldo din nou. Da, din păcate n-am almazuri și nu pot să cheltuiesc. Free Fire Bayfront, ăsta e la chiroaș de imediat. Avem ăștia, avem pre-order-ul. Vreau să văd cât costă. 999 diamante costă pre-order-ul, am înțeles. Da, mă, băieți, stai, vreau să văd trailer-ul. Ăsta e prințesa. Bine, nu mă uit acum, o să vedem când o să se bage și pe Europa. Avem aici un top-up pe mod Free Fire Series, care la noi se da gratis cu 200 de almazuri. Top-up, track. La fel, la noi se dă gratis, costă 40 de almazuri. Oficial Instagram, join guild și top up pentru Wolfruff. Bun. Hai să trecem la bara de Lucky Royale. Să vedem aici frumos. Mamă de sare, adăuga pumnii de gheață. Hai să dăm aici frumos și costă 9 diamante primul spinuț. Aici nu știu care e treaba. Ăsta e încă în joc. Așa, Weapon Royale-ul este ăsta cu Thompson-ul. Și cu skin-ul, da, pe M28. Mai avem aici ceva. Mai avem aici multe skin-ulețe pe arme permanente, mai avem grenăzi. Și, na, Vigilantul este la Diamond Royale. Știi ceva asta, probabil din ultimul videoclip, încă a fost o pe regiunea asta. Hai să dăm aici frumos un spinuleț. Dăm 5 spinuți de, poate avem noroc sau nu. Cum ar fi să-mi dea Vigilantul? Așa ca de bun veni pe regiunea asta. Și la papucii de la Vigile, mă, frate. Bă, cum era să dea bander, mă, uiți, permanent. Da, totuși, GG, mai avem un spinuleț, nu? No. Ok, vreau să dăm aici la exchange, câte chestii din astea avem. Avem 8. Și mai trebuie. Mă, frate, mi-a dat papucii de vigilant. Bun, incubator este ăsta. Nimic schimbat. Avem aici un 3-in-1 incubator. Nu cred că mai are o strepe, dar am văzut și în penultimul videoclip.
adică înainte de asta, pe ultima regiune, avem aici 3-1, un blueprint la Scartitan, la Puritoare și la Xmopturi, da? Vă mai repet o dată, puteți să vedeți ce aici frumos, Puritoarele, Xmopturile și Scartitan. Bun, Gold Royal este ăsta, cum este Mystery Shop-ul la noi, aici este Gold Royal, că de ce nu? Și puteți să primiți caractere, da, deci pe regina asta se dau caractere. Iar acum, hai să trecem frumos la store și să vedem aici ce mai avem la noutăți. Deci avem ăsta la Special Event, avem costumul ăsta, avem Cobra, avem costumul ăsta. Frumos aici, avem chestia asta. Aici avem Cobra, putem să ne luăm din crate-uri. Glue-ul ăsta la 400 diamante, ochelarii ăștia la loc la 400 diamante separați. Mai avem aici la 40, aici caracterul nou bogat. Bandul ăsta văd că putem să-l cumpărăm. Putem să-l cumpărăm și pe bucăți, că de ce nu Garena. Vreau să văd la Magicup, deci avem costumele astea. Skin-ul ăsta pe mașină. Și cam atât, banderul ăsta, da, la Magicup. Bine, tot s-a dat și multe magicuri gratis pe regiunea asta, mă băieții. By the way, nu uitați acolo să dați un mare, mare like. Aici avem costumul ăsta pe fată. Avem... pentru MP, mamă cât de șmecher. Trebuie să bage și pe regiunea noastră, fiindcă eu n-am reușit să maxez MP atunci. Nu mă jucam așa de mult. Prime Bermuda Token, Royal, așa pentru ăsta. Da, mă băieții, și cam atât a fost și videoclipul. Sper că v-a plăcut și să apreciați ideea că mă studez să postez zilnic. Aștept părerea voastră în comentarii, mare, mare like acolo, follow pe Instagram la fel, aveți link în comentarii. Dacă vă plictisiți, puteți intra și pe serverul meu de Discord, tot în descriere îl găsiți. Și aștept idei de videoclipuri de la voi. Puteți să spuneți și dacă aveți idei ce jocuri ați vrea să apară pe canal. For fun, așa, fiindcă nu stau eu să mă joc serios. Alte jocuri, fiindcă chiar n-am timp și încerc să-mi fac timp și pentru Free Fire. Deci sper că v-a plăcut, mare, mare like acolo. Eu am fost Alice, mă băieții, și ca de obicei, noi ne revedem data viitoare.